roșalbaștrii nu mai vor să facă pași greșiți în 2020. Prin venirea lui Daniel Oprița și transferul mai multor fotbaliști experimentați, gruparea din Ghencea a arătat în acest sezon care forța de a promova la pas în Liga a treia. Cât de mult ai crescut odată cu venirea lui Daniel Oprița? Da, și eu am crescut foarte mult uh, cu mister. În primul rând îmi dă încredere, mă ajută să cresc de la antrenament la antramen și de la meci la meci și plus jucătorii ca o valoare clară. Toți au jucat în Liga 1 și se vede acest lucru anul acesta nu sunt emoții la, în ceea ce privește promovarea. Eu în fiecare an am spus că nu sunt emoții, să fiecare an ne-am ridicat la nivelul care trebuia, anul acesta cu siguranță nu sunt emoții și anul acesta ne și ridicăm la nivelul care trebuie. Steliștii se vor reuni pe 14 ianuarie, iar a doua zi vor efectua vizita medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă din București. Așteaptă și performanțele, și noi la centru trebuie să ne mișcăm repede. Eu cred că echipa mare nu va mai rata promovarea. Facem niște schimbări, încât ca și celelalte academii care funcționează și care merg bine, și noi să reușim ca an de an să promovăm jucători pentru echipa mare. La primele antramente din acest an ale Roșalbaștrilor, este foarte posibil să apară și întăririle pentru abordarea off ului Am vorbit cu, cu Daniel, suntem în, în discuții destul de avansate cu 2-3 jucători, așteptăm zilele următoare răspunsurile. Vrem să aducem jucători de calitate să ne ajute, jucători care joacă în, în Liga 2. Vă opriți până în Liga 1? Sper să nu, nu. O luăm an cu an, momentan suntem în Liga 4 și trebuie să scăpăm de această ligă, că deja e al treilea an, după care pas cu pas, Liga treia, Liga 2 și după care Liga 1.